Mulțumim Domnului încă o dată pentru prezența noastră în casa sa, numele Lui să fie binecuvântat. De altfel, noi avem foarte multe motive să-i mulțumim Lui Dumnezeu, pentru că de la El vin toate. Și când ne gândim că are în plan să se îndure de noi pentru toată veșnicia viitoare și ne copleșește cu îndurare, ar trebui și noi să avem o abundență de mulțumire. E drept să fie așa? În această seară aș vrea să ne cercetăm din nou în lumina Sfintelor Scripturi cu o altă întrebare. Ești îndurător sau neîndurător? Pentru că dacă Dumnezeu este plin de îndurare, El așteaptă și de la noi această calitate, pentru că iubirea o care El ne înconjoară vrea să o revărsăm și față de semeni și la fel vrea să procedăm cu toate celelalte atribute comunicabile ale sale, cu aceste stări pe care putem să le împărtășim, să le trăim în viața noastră. Îndurarea este o virtute absolut necesară într-o lume plină de nevoi și de păcate, dar și în viața de familie, în frățietate, peste tot este nevoie să manifestăm îndurare. Aceasta, cum spuneam, învățând de la Dumnezeu nostru care este plin de îndurare. Ezechia își amintea de Dumnezeu când a fost vindecat și scrie în Isaia 38 de la versetul 16: Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Și acum vă rog să observați cum se manifestă îndurarea lui Dumnezeu. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a Ta toate păcatele mele. Să citim din cartea lui Osea, capitolul 2, unde suntem îndemnați să ne purtăm cu îndurare. Aici îndurarea a fost nominalizată în numele unuia dintre copiii lui Osea și scrie aici: Ziceți fraților voștri, Ami, poporul meu, și surorilor voastre, Ruhama, cea îndurată. Și tot aici citim în versetul 19 și 20: Te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Citim și din Noul Testament pentru a vedea în Filipeni 2 și apoi în 1 Petru 3 că această calitate divină trebuie să fie o permanență și în viața noastră. Filipeni 2, citim de la versetul 1: Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, deci iată că este o componentă necesară relațiilor frățești, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Dar dacă nu te înduri de cineva, nu poți să ajungi la o asemenea stare. Petru îndemna la fel, 1 Petru 3 cu 8. Acest verset este pus între cele referitoare la viața de familie și celelalte versete referitoare la frățietate și chiar la întreaga societate. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Pentru că în ingredientele îndurării se află și îngăduință, și milă, și iertare, și ajutorare, și bunătate, și răbdare. Ele se țesc de altfel între ele. Că nu poți avea răbdare fără milă, nu poți avea răbdare nici milă fără dragoste și toate împreună formează un întreg binecuvântat. De așa ceva ar fi nevoie.
Dar pe de altă parte observăm că în vremea noastră lipsește această virtute între oameni. Atât în lista din Roman, capitolul 1, cât și din cea din 2 Timotei, capitolul 3, să ne oprim doar la cea din 2 Timotei 3, este scris aici că sunt fără dragoste frățească neînduplecați. Este un sinonim în parte a cuvântului neîndurați, neîndurători, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine. Așadar, în lume lipsește, dar în biserică ar trebui să abunde. Pentru că noi învățăm de la Dumnezeu, nu de la diavolul, nu de la cei de afară. Cei de afară uneori nu se îndură de tine nici pentru o vorbă, te dau în tribunal. Nu te îngăduie la un semafor, dacă de cumva n-ai întârziat, te clansonează de urgent. Și lista poate continua cu neîngăduințe, cu neîndurare în familie sau în alte momente și situații ale vieții. Dar pentru a vedea mai bine tot ce conține această virtute, să ne oprim ca și la lecțiile anterioare în a o vedea în antiteză cu neîndurarea. Ce este îndurarea și ce este lipsă de îndurare? A te îndura înseamnă a ceda, a lăsa de la tine, a acorda un har, deci o favoare celui ce nu o merită, a fi gata să ierți, a-ți pare rău să faci rău. Toate acestea se găsesc, cum vă spuneam, din plin la Dumnezeu. Să citim din Psalmul 86 mai întâi și apoi din Psalmul 103 pentru a vedea, de altfel, cartea psalmelor este plină de astfel de cuvinte în care Dumnezeu este apelat prin rugăciune în baza îndurărilor sale. Psalmul 86 cu 5. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Observați, plin. De altfel, așa s-a prezentat el și așa este. Psalmul 103, citim de la versetul 8. Ce înseamnă sau cum se materializează îndurarea lui Dumnezeu ca să luăm modelul lui, să-l practicăm? Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Versetul 13. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el, căci îl știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Deci în familie este mai ușor să oferi îndurare în baza dragostei părintești, dar dragostea ar trebui să-i cuprindă pe toți oamenii și asta înseamnă inclusiv îndurare. Citim din cartea Iona, capitolul 4, unde acest profet care îl cunoștea pe Dumnezeu nu s-a bucurat cel puțin de moment de faptul că Dumnezeu a dat îndurare. Ce a însemnat îndurarea lui Dumnezeu în acea situație? Să treacă încă o dată cu vederea toate păcatele lor, să nu-i pedepsească așa cum hotărâse, iată cuvintele profetului. Iona 4 cu 2, partea a doua. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. În baza acestei îndurări am fost noi mântuiți, cum spune în Roman 12, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îndurat de toți, numele Lui să fie slăvit. În baza acestei îndurări, spunea Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, a fost el mântuit. El se recunoștea ca păcătos. A avut vinovății față de credincioși. 1 Timotei 1 cu 13. Măcar că mai înainte eram un hulitor, un briganitor și batjocoritor, dar am căpătat îndurare. Ce a însemnat îndurare? Să-l ierte.
să-L primească în mântuire și în slujire. Pentru că lucram din neștiință în necredință. Ce este lipsa de îndurare? Când nu poți să treci peste o vinovăție, când nu poți să ierți. Geloșii sunt prezentați în Scriptură ca oameni lipsiți de îndurare. Gelozia nu acceptă niciun preț de răscumpărare. E neînduplecată ca locuința morților, cu moartea nu poți negocia. Să-i spui, mai lasă-l încă. Dar Dumnezeu este îndurător la Dumnezeu, gelozia nu-i lipsită de îndurare. Nu se pot scuza cei care sunt geloși și ca orice om vrea să-și apere poziția, spunând și Dumnezeu e gelos, dar gelozia lui este de natură constructivă, e una care sfințește, nu are de-a face cu lipsa de îngăduință, de a oferi iertare. În al doilea rând, îndurarea înseamnă a interveni pentru salvarea cuiva, în mod deosebit pentru acele persoane și situații când ei nu pot să se ajute singuri, când au nevoie de ajutor în rezolvarea unor probleme de natură materială, socială, a te îndura de cineva care este bolnav, de cineva care, așa cum spuneam, este păcătos. Nu doar să-l ierți, ci să faci ceva mai mult pentru el. Să ne amintim de Lot, despre care citim în cartea Genesa, capitolul 19, că în durerea lui a plecat pe nepregătite din Sodoma și a pierdut și parte din familie, era într-o situație tristă. Și scrie în 19:19 că s-a rugat Domnului cu cuvintele: iată că am căpătat treceri înaintea ta și tu ai arătat mare îndurare față de mine, păstrându-mi viața, dar nu pot fugi, să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. Iată, cetatea aceasta este de aproape ca să fug în ea și este mică. O, de aș putea să fug acolo, este așa de mică și să scap cu viață. Și el a zis, iată că-ți fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. Îndurarea lui Dumnezeu l-a scos pe Lot și l-a ajutat și în acea situație în care era trist și iată că și frânt din punct de vedere fizic, nu mai avea puterea să alerge până la munte. Ceva asemănător, dar de data asta într-un alt cadru, Genesa 24, tot cu sensul de a ajuta pe cineva care nu poate singur să facă față situației. Robul lui Avram a plecat într-o misiune specială. Și scrie în versetul 12, s-a rugat, zicând, Dumnezeu, stăpânul meu Avram, te rog, dă-mi izbânda asta și îndură-te de stăpânul meu Avram. Ce a însemnat aici îndurare? Să faciliteze întâlnirea cu acea fată, să se poată primi acceptul, lucrurile să meargă bine. Și scrie aici în versetul 14, s-a rugat și a zis din nou, punând un semn, finalul versetului, și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. El a văzut îndurarea lui Dumnezeu și scrie în versetul 27, după discuția și împlinirea semnului cu Rebeca, a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia lui față de stăpânul meu, Domnul m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Deci când dai ajutor la cineva, nu găseles să fii îndurător, să faci ceva în plus pentru acea situație. Își amintește și Naomi de nurorile ei, de situația trecută și scrie în cartea Rut, capitolul 1, versetul 8, că a fost recunoscătoare această evreică, spunând celor două moabite, Dumnezeu, Domnul să se îndure de voi cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Probabil că ele și familiile lor le-au ajutat, au ajutat pe Naomi și familia ei în Moab, poate atunci când au ajuns, poate cu ocazia înmormântărilor, prin bunăvoința manifestată după aceea.
Iov este iarăși un exemplu de îndurare. Citesc din capitolul 33, versetul 24, aici e prezentat Domnul în cuvintele lui Elihu, fără să mai amintesc comportarea lui Iov. Iau doar modelul în care cred că se încadrează mulți. Iov 33:24, Dumnezeu se îndură de el, e vorba de oameni în situații critice, fază terminală chiar, și zice îngerul, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el și atunci carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu este binevoitor. Și mă adăugăm doar din Psalmul 31, un verset aici, versetul 16. Fă să lumineze fața ta peste robul tău, scapă-mă prin îndurarea ta. Observați, cele mai multe exemple de îndurare le dau despre Dumnezeu, pentru că e cel mai perfect, bogat exemplu. Dar modul său de a fi, trebuie să-l împrumutăm și noi. Dumnezeu face bine la toată lumea, pentru că oamenii au nevoie. Se spune că un băiat ducea în spate pe un alt băiat mai greu, mai mare. Cineva i-a zis, da, nu ți-e greu? Și l-a răspuns, da-i frate meu. Adică atunci când ai inimă pentru cineva, te înduri și depui un efort de care în alte situații nu te socotești dator să-l oferi. Să ne ajute Domnul să manifestăm îndurare atunci când aproapele nostru are nevoie. Nu că merită, din îndurare. În al treilea rând, îndurare este o atitudine de milă față de cel lipsit de bani sau de putere. Este o îndurare chiar față de animale. În cartea 2 Samuel, capitolul 12, este prezentată pilda spusă de Nathan lui David, pe care el a înțeles-o teoretic. Nu se dă seama că e vorba despre el. Cunoașteți întâmplarea. Mă opresc doar la cuvintele lui David, care a zis în versetul 6, să dea înapoi 4.000 pentru ca să vârșiți fapta asta și n-a avut milă. Și Domnul îi spune, despre tine este vorba. Deci iată că putem să fim neîndurători, necruțători, neatenți cu cei din jur și să ne facem vinovați. David n-a făcut comparația asta în momentul păcatului. Cât avea el și cât avea celălalt. E cam greu să gândești întotdeauna și cu mintea altuia, să te pui și în situația lui, de aceea Domnul Iisus a enunțat regula de aur, tot ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi întâi. Să citim și din rugăciunea lui Solomon, 1 Regi, capitolul 8, versetul 50. Unde el îi cere lui Dumnezeu, vreau să vedem ce conținut are îndurarea în acest context. Iartă poporului tău păcatele lui și toate fără de legile făcute împotriva ta, trezește mila cei ce vor ținea robi ca să se îndure de ei. În mod deosebit, sclavia care a fost perpetuată veacuri la rând a fost o lipsă de îndurare față de oameni. Chiar dacă în Vechiul Testament Scriptura acceptă poziția de robi, vă rog să rețineți, robii aceștia erau liberi,
Doar în condiții speciale, când stăpânul le oferea nevastă și condiții de trai, erau legați, dar tot prin acceptul lor de acel stăpân. De altfel, întotdeauna au fost stăpâni și slugi. Acum e aceeași relație între patron și angajați. Că angajații depind de patron. Într-un fel spus, ei sunt la cheremul lui. Un stăpân de sclav, cum era atunci, un patron acum, sau oricine este într-o poziție de putere, de autoritate, este dator să dea îndurare după modelul lui Dumnezeu, care este în poziția de autoritate supremă. Ceva asemănător citim în cartea Ezra, capitolul 9, unde acest preot spunea în rugăciunea sa următoarele cuvinte. 9:8. Și totuși Domnul Dumnezeu nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. În antiteză de aceasta citim ceea ce scrie în Psalmul 109 și să ne ferim de o asemenea atitudine. Versetul 16. Pentru că nu și-a adus aminte să facă îndurare. Observați ce blestem urmează aici. Pentru că a prigonit pe cel norocit și pe cel lipsit până acolo încât să omoare pe omul cu inima zdrobită. Versetul 20, aceasta să-i fie partea. Este un psalm de blestem, datorat în parte și lipsei de îndurare. Întoarceți pagina, psalmul 112, versetul 4, ce diferență. Celui fără prihane răsare lumină întuneric, el este milostiv, îndurător și drept. Amintiți-vă de evrei din Egipt, care le-au pus să muncească fără și un pic de milă. Nu-l interesa pe faraon dacă au sau n-au paie pentru cărămizi, dacă plânge cineva pentru copii aruncați în Nil. În Proverbe 12:10 scrie că cel neprihănit se îndură și de vite. Poate ați văzut oameni, la oraș mai puțin, să zic la țară, care băteau cai. Acum există legi pentru protecția animalelor, dar inima oamenilor tot nu se schimbă, numai în caz de pocăință. Când au îndurare, oricum în lumea asta, de-a lungul istoriei și chiar în prezent, există multă nevoie, dar și multă lipsă de îndurare. Câte suferințe e pe glob. Se spune că au mers niște reporteri englezi să discute cu Maica Terezia la Calcuta. Ea a îngrijit cea mai mare parte a vieții ei de necăjiții din India și au rugat-o să le ofere câteva răspunsuri. Și a zis, n-am timp, voi nu vedeți ce durere pe mine. Și vă răspund tot ce știu. Și au umblat printre mizerie, printre teroarea și sărăcia de acolo. Și la un moment dat unul dintre ei spune, n-aș face una ca asta nici pentru $1,000,000. Și a zis, nici eu n-aș face-o pentru $1,000,000, dar nădăjduiesc că la Dumnezeu valorează mai mult. Deci îndurarea n-are de a face cu niște calcule contabilicești, cu matematică, cu o paritate, îmi dai și îți dau. Îndurarea are de a face cu ceea ce se oferă peste, cu ceea ce se oferă celui ce n-are. N-are putere, n-are bani, n-are sănătate. Este un model dumnezeiesc pe care trebuie să ni-l atribuim. Amin? Și închei cele referitoare la caracterizarea îndurării sau lipsei de îndurare, o recomandare de a fi buni cu semenii noștri, cu aproapele, în orice
împrejurare și în special în situațiile de nevoie. Să citim din cartea Nemia, capitolul 9, de la versetul 17. Aici din nou este scris despre Dumnezeu. În raport cu evreii, care iată cum s-au comportat, n-au vrut să asculte și au dat uitării minunile pe care le făcuse pentru ei. Și-au înțepenit grumazul și răzvătirea lor și-au pus o căpetenie ca să se întoarcă în robia Egiptului. Încet la mânie și bogat în bunătate. Și tot aici citim de la versetul 27. Datorită vinovățiilor repetate, spunea omul lui Dumnezeu, atunci i-a lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au apăsat. Dar în vremea necazurilor au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea celor și în îndurarea ta cea mare le-ai dat izbăvitori care au scăpat din mâinile vrăjmașilor lor. Când au avut odihnă, au început iar să facă ce este rău înaintea ta. Atunci i-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor lor care i-au stăpânit, dar din nou au strigat către tine și tu i-ai auzit de la înălțimea celor și în marea ta îndurare i-ai izbăvit de mai multe ori. Deci a face bine doar așa, ocazional, ăsta nu-i îndurare. A repeta niște gesturi de bunăvoință ori, așa este Dumnezeul nostru și așa ne vrea să fim și noi. Așa scrie în Zaharia, capitolul 7. Amintiți-vă că era vremea post-exilică, evreii se reîntorseseră în țară și Dumnezeu le spune prin acest profet, Zaharia 7:9, așa a vorbit Domnul oștirilor, faceți cu adevărat dreptate și până aici aproape că ne-ar place. Nu-i drept, atât, nu merită. Dar scrie în continuare, și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. În Noul Testament citim despre ceva asemănător, chiar dacă e cu alte cuvinte, în Efeseni 4. În dragoste. Și să nu uităm că noi beneficiem de îndurare în permanență. Am fost acceptați în mântuire prin îndurare, dar Domnul Iisus Hristos stă la dreapta măririi în ceruri și are milă de slăbiciunile noastre. Și spune Scriptura în Evrei, capitolul 4, citesc versetul 16, să ne apropiem dar cu deplină încredere scaunul Harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să știți că toți suntem ca și David. Tendința naturală este aceasta. Când altul greșește, se aprinde legea. Când a aflat David că e vorba despre el, el era bogatul din poveste, s-a rugat să-l ierte Domnul. Aceasta este îndurare. Să fim atenți în jurul nostru că sunt suficient oameni care au nevoie să ne îndurăm de ei. Se spune că un om, necunoscându-și bine rudenile soției, nu erau chiar cele mai apropiate, s-a dus la o mormântare. Dar a greșit capela și a nimerit la altă înmormântare. Acolo era o jale și ajungând mai repede, necunoscând, cum vă spuneam, oamenii, și-a dat el seama apoi că nu e în mormântar la care s-a dus, dar văzând oamenii aceia care plâng, s-a apucat să-i compătimească, să îi mângâie și și-a văzut locul acolo, a zis, unde să mă mai duc? Că dacă plec, plâng mai tare. Și când s-a terminat în mormântare, au spus cei din familie, Dumnezeu te-a trimis aici, dacă nu erai dinainte încă de a începe slujba, cred că mi se făcea rău, spunea, cunoști? Și despre care nici n-ai cum să faci calcule, că o merită sau nu o merită. L-ai întâlnit și ai ocazia să-ți reverși îndurarea față de el. Dar să luăm câteva exemple pentru a ne edifica. În a
practica mai mult această virtute sfântă, îndurarea. Să deschidem Scriptura la Numeri, capitolul 21, versetul 23, pentru a citi ceva despre Sihon. Scrie aici, Numeri 21 cu 23, Sihon n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ținutul lui. Sihon a strâns tot poporul și a ieșit înaintea lui Israel în pustie. A venit la Iahaț și s-a luptat împotriva lui Israel. Dar ce au cerut evrei? I-au cerut ceva de gratis? Nu. Observați versetul anterior. Lasă-mă să trec prin țara ta, nu vom intra nici în ogoare, nici în vii și nu vom bea apă din fântâni. Vom ținea drumul împărătesc până vom trece de ținutul tău. Am întâlnit oameni care nu te lăsau nici să treci cu piciorul pe pământul lor, de cum să treci cu carul, cu boi, că se sapă pământul și rămân urme. Tot despre Sihon este scris în Deuteronom, capitolul 2. De la versetul 26. Israel, atât de argint hrana pe care o voi mânca, să-mi dai cu preț de argint apa pe care o voi bea. Nu voi face altceva decât să trec cu piciorul. Lucru pe care mi l-au îngăduit copiii lui Esau și moabiții. Versetul 30, dar Sihon, împăratul Hezbon, n-a vrut să ne lase trecem pe la el, căci Dumnezeu tău i-a făcut duhul nenduplecat și i-a împetrit inima ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi. Deci atât era de îndărăznic încât Dumnezeu nici nu i-a luminat mintea, pentru că voia să-l nimicească. Și-a dat o ultimă dovadă, a fost ultima faptă rea sau a fost ultima faptă bună pe care a ratat-o când putea să o facă. Un alt exemplu, Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Cum te comporți când îți permiți să faci tot ce vrei? Despre el spunea Daniel, omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia. Îi spune apoi tot Daniel, în cartea sa, citim capitolul 4, versetul 27, printre altele, ai milă de cei nenorociți. Nu-i păsa de nimeni. Este numit în cartea lui Ieremia, în capitolul 21, versetul 7, astfel, în raportul său cu evrei, nu-i va cruța, nu va avea nicio milă de ei și nu se va îndura de ei. Capitolul 50, versetul 17, aceeași carte Ieremia, tot o descriere despre Nebucadnețar. Este numit aici ca unul care a zdrobit oasele, acest Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Este văzut ca și o fiară, așa cum apare de altfel în vedenile lui Daniel. Citim și în 51 cu 34. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, m-a mâncat, m-a nimicit, m-a făcut ca un vas gol, m-a înghițit ca un balaur și a umplut pântecele cu ce aveam mai scump și mai zgonit. O totală lipsă de îndurare. Știți, când vedem lui Daniel, abia în final apare el ca un om. Până atunci a fost o fiară. Și la astfel de animale sălbatice nu poți să ceri milă. Dar noi nu putem fi comparați cu așa ceva. Sunt niște simboluri demonice. Noi suntem comparați cu oi, cu porumbei. Și un alt exemplu care poate să fie mult mai aproape de noi, deși n-ar fi de dorit. Matei 18. Că regi nu suntem, dar robi, oricare putem fi. Aici este scris de la versetul 23 că
împărăția celor, accesul în ea mai exact, se compară cu un împărat care vrea să socotească cu robii săi, unul avea o datorie imensă, 10.000 de galbeni, asta înseamnă ceva în sume actualizate de bani, miliarde, și scrie aici în versetul 27, stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, a dat drumul și i-a iertat datoria. Știți, el a ieșit afară, l-a întâlnit pe unul care a dator o sumă infimă în raport cu datoria sa, 100 de lei, n-a vrut să-l îngăduie nici până puțin mai târziu, 29, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti, nu discut, nu te iert. Și în versetul 33, stăpânul care l-a rechemat, i-a zis, oare nu se gădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna cânitorilor până va plăti tot ce datora. Iată că lipsa îndurării prin neiertare, prin absența unor atitudini de bunăvoință, de ajutorare și tot ce ține, v-am spus, de acest spectru binecuvântat, stârnește mânia lui Dumnezeu. Dacă noi nu învățăm de la El, sistează toată îndurarea care ne-o acordase deja. Dar iată și câteva exemple pozitive. Exod, capitolul 1 și capitolul 2. Fata lui Faraon. Îndurare față de cei nou născuți într-o țară fără de îndurare față de cei nou născuți. Nu este și acum așa? Cine se îndură de toți copilașii avortați? Doar tehnica actuală permite vizualizarea și medicii în prim plan sunt în cunoștința faptului că acești copilași în pântece mamilor suferă în timpul unui avort. Scrie aici în 1 cu 14, le-a făcut viața amară. 22, s-a aruncat în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Ce cruzime! Mama lui Moise a făcut ce a putut, porunca era aspră. Și scrie aici de la versetul 5, fata lui Faraon s-a pogorât la râu să se scalde și fetele care o soțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit cireașul în mijlocul trestilor și a trimis pe roaba ei să lea. L-a deschis și a văzut copilul, era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil a evreilor. L-a luat, l-a îngrijit. Iată cum îndurarea salvează vieți. Să binecuvinteze Domnul mamele noastre care se îndură de copii și le dau viață. Să miște Domnul inima națiunii noastre care de la Revoluție încoace în mod deosebit de când s-a legalizat avortul, are multe crime, dovezi ale lipsii de îndurare față de cei lipsiți de puterea de a se apăra. Citeam despre o femeie din perioada interbelică care ajunsese muritoare. Și, la urmă, și-a găsit un post să îngrijească pe un bătrân în schimb unei sume foarte mici, dar supraviețuia. Nenorocirea însă a continuat și un fiu bețiv a acelui bătrân ce îl îngrija a violat-o, act în urma căruia i-a rămas însărcinat. În vremea aceea, violurile nu erau legalizate în Statele Unite, n-a găsit un medic să o ajute, spunea ea, și în situația critică s-a hotărât să sinucidă. Și a auzit o voce care a zis, lasă copilul să trăiască pentru că mulți vor fi binecuvântați de Dumnezeu prin viața acestui copil. Pe femeie această voce a pătruns-o până la adâncul inimii, l-a născut, l-a crescut cu ajutorul altora, părea un copil firav, lipsit de perspective și a devenit un mare predicator, James Robinson. Pentru că îndurarea
pe care noi o acordăm după modelul lui Dumnezeu cel plin de îndurare, îl va determina pe Dumnezeu să fie și el apoi îndurător și să facă în așa fel încât să se împlinească ceea ce scrie în Romani 8 28. Toate lucrurile lucrează împreună, chiar și conjuncturile negative. Situațiile în care noi avem ocazia să oferim îndurare. Trec la un alt exemplu. Boaz. L-am numit îndurarea de la vorbă la faptă. Rut, capitolul 2. S-a dus să-și cerceteze lucrătorii, cunoșcându-și slugile, a văzut o străină, a întrebat cine este, vă rog să observați că n-a întrebat doar așa de teamă să vadă ce intrus este în lanul său. Întrebările lui au avut un caracter de bunăvoință. Și scrie aici, în 2 cu versetul 8, ascultă, fică, rămâi cu slujnicile mele, bea apă de aici. Versetul 12, și-i dorește Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut. Îndurarea lui Rut dinainte, de care aminteam, acum s-a întors cu titlul de răsplată. Și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub a cărui aripi ai venit să te adăpostești. Ea spune, o, să capătrești și netat Domnul meu, că și tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale. Și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicile tale. El i-a acordat alte cuvinte de bunăvoință, i-a prevenit pe ceilalți să nu se poarte dur cu ea. În capitolul următor a dat dovadă de mai multă îndurare, i-a umplut sacul să nu se întoarcă la soacra ei cu mâna goală, iar în capitolul 4 a dat dovadă de o totală îndurare, răscumpărând-o. Știți că rudenia lui n-a făcut-o. Presupunea niște cheltuieli, niște obligații. Dar văzând nevoia acelei femei, s-a îndurat. De aceea recunoaște Naomi, care a văzut ce se întâmplă, 2 cu 20, să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost pentru cei ce au murit. Omul acesta se rudă cu noi, are drept de răscumpărare asupra noastră. Deci îndurarea este un drept pe care noi îl putem folosi. Este o onoare să te înduri sau poți să treci pe lângă și să spui că nu poți. Și un al treilea exemplu, cel desăvârșit. Dumnezeu. Dar n-aș vrea în seara asta să rămânem cu ideea că doar Dumnezeu e plin de îndurare și noi nu rămâne că să-L admirăm. Putem și noi să manifestăm îndurare. Îmi povestea un frate că este dus în Spania împreună cu alții din frații lui, au fost o familie cu peste 10 copii, au rămas orfan de tată la un moment dat și primul dintre frații lui care s-a dus nu cunoștea limba, n-avea locuință. A stat prin solarii, a dormit pe supoduri și l-a găsit un polițist spaniol care era credincios. Și pe numele lui, al polițistului, i-a făcut loc de chirie. L-a ajutat și apoi acesta la rândul lui, când a mai învățat limba și a găsit un loc de muncă, a chemat pe frații săi și s-au ajutat unii pe alții. Deci îndurarea este, repet, onoarea de a fi, de a face și noi ca Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Așa s-a prezentat Dumnezeu. Citesc din cartea Exod, capitolul 34. Știți că Moise a zis, Doamne, vreau să te văd. Că noi uneori privim la un om când îl vedem, dar de fapt când îl vedem pe un om? Când se manifestă. Atunci îl vezi cu adevărat. A avut de-a face cu el, atunci zici, îl cunosc, știu. Și spune Dumnezeu aici, 34 cu 6 și 7, Domnul Dumnezeu sunt Dumnezeu plin de îndurare, prima pe listă, interesant. Și apoi continuă cu celelalte
calități. Milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. E și drept, dar nu se răzbună cu ușurință, are îngăduință în vederea mântuirii. În mod deosebit, în cartea psalmelor, cum vă spuneam, abundă cuvintele de îndurare cu referire la Dumnezeu, la atitudinea Lui față de noi. În psalmul 136 scrie de repetate ori, îndurarea Lui ține în veac, să țină și a noastră măcar o viață, ca apoi a Domnului care ține în veac să ne fie dăruit. Este un cuvânt interesant în cartea profetului Mica, capitolul 7, versetul 18, unde scrie despre Dumnezeu astfel, care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea, treci cu vederea păcat, rămășiții moștenirii tale, El nu-și ține mânia pe vecie, ci îi place îndurarea. Adică nu doar să te înduri de cineva și să spui, hai amărâtule, hai ține și taci din gură. Știi ce ți-am făcut? Nu, lui Dumnezeu îi place, adică El caută, aș spune, acele ocazii în care să se îndure. Cu asta nu vreau să spun că îndurarea lui Dumnezeu nu are criterii. Dacă înțelegem îndurarea și dragostea lui Dumnezeu într-un mod incorrect, nu mai încape loc pentru pedeapsă și pentru respingerea celor răi. Dumnezeu este îndurător față de toți până la o vreme, dar îndurarea Lui, aceea care ține în veci, vă citesc din cartea de Deuteronom pentru cine este. Deuteronom, capitolul 6, versetul 25. Vom avea parte de îndurarea Lui, adică va rămâne peste noi, dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Așadar să nu forțăm îndurarea lui Dumnezeu. Că iată ce scrie Roman, capitolul 2. Aici avem regula generală per ansamblu istoriei. Roman 2 cu 4. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Deci El se îndură din noi, așteptând ca noi să ne schimbăm atitudine și să îi urmăm ascultându-L. Să încheiem afirmând în concluzie că îndurarea este o atitudine spirituală complexă, cu materializare diversă, de la iertare până la răbdare, de la ajutorare până la bunăvoință. De aceea, când apar în citatele pauline, de exemplu, Coloseni, capitolul 3, aceste calități sunt mănunchi, ca și roada Duhului Sfânt. Coloseni 3, citim de la versetul 12. Nu le putem despărți. Să spună cineva, eu sunt plin de îndurare, dar pentru asta nu-ți iert. Nu merge. Astfel, dar ca niște aleși lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu inimă plină de îndurare. Observați, aici e prima pe listă ca la Dumnezeu. Bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduiți-vă, iertați-vă, iubiți-vă, trăiți în pace, toate împreună. În aceeași idee le prezintă și Iacov. Iacov, capitolul 3, versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare. De să nu se laude nimeni că el este înțelept, dar nu este îndurător. De roduri bune, fără părtinire, nefățarnică și cu pace, scrie în versetul următor. Neîndurarea este o dovadă a îndepărtării de Dumnezeu, este absența unui caracter duhovnicesc. Cine nu oferă îndurare, va pierde îndurarea. Și pentru asta citim din Osia, capitolul 4, amintindu-ne că prin acest profet s-au rostit sentințe grele. De ce? Dumnezeu nu mai putea să se îndure, se îndurase în mod repetat, dar a devenit limitat. 4 cu 1. Ascultați cuvântul Domnului copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr,
Nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Deci cine cunoaște pe Dumnezeu nu poate să nu fie îndurător. Capitolul acesta notează și în versetul 6. Poporul meu pierde lipsă de cunoștință, fiindcă a lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Ce durere! Așadar, când ne apropiem de Dumnezeu, învățăm de la El îndurare. Când ne îndepărtăm de El, uităm să practicăm îndurarea, dar de fapt, îndepărtându-ne de El, ne îndepărtăm de mântuire cu riscul lepădării. Domnul să ne fie binevoitor și să ne ajute să înțelegem necesitatea practicării din plin, așa cum este scris pe Dumnezeu, plin de îndurare a acestei virtuții. Amin.